Doamna doctor Liana Strâmb a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, promoția 1999. A profesat ca medic de familie și între timp a descoperit minunata lume a plantelor, orientându-se spre medicina naturistă. În 2004 a obținut atestatul în apifitoterapie, iar în 2008 în gemoterapie. Ca să aprofundeze cât mai mult din acest vast domeniu al medicinii holistice, doamna doctor Liana Strâmb studiază în prezent homeopatia și acupunctura. Bun găsit din nou la Ne Cheamă Natura! Dacă săptămânile trecute ați urmărit emisiunile noastre și ați început să folosiți tratamente apicole, făcându-vă în prealabil testul de alergie, așa cum ne-a sfătuit doamna doctor, de data aceasta vă asigur că veți ști dacă sunteți sau nu alergici la produsul despre care vă vorbi astăzi cu doamna doctor, răspunzând simplu la o întrebare. Ați fost sau nu înțepați de albine? Mai multe informații despre veninul de albine, despre acestea este vorba, vom afla desigur de la doamna doctor. Bine ați revenit, doamna doctor? Bine v-am regăsit! Și acum să trecem direct la subiectul foarte interesant de astăzi. Ce este veninul de albine? Sună puțin ciudat. Da. Apiterapia este generic cunoscută și încă considerată și în timpurile noastre drept terapia cu venin de albine. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au urmărit ce se întâmplă în urma unor înțepături ale acestor insecte și au constatat că articulațiile dureroase devin indolore, deci nu mai dor, în urma înțepăturilor respective. Aceste informații au fost transmise din generație în generație până în timpurile noastre. Trebuie să mai precizăm că aceste insecte foarte harnice, se pare că datează de prin era terțiară, de acum aproximativ 50 de milioane de ani. Și ele s-au dezvoltat pentru că plantele angiosperme ale acelor timpuri le-au oferit polenul necesar pentru a-și hrăni larvele. Albina se apără în țeapă și prin această armă își asigură perenitatea speciei sale. Ori se știe că o albină, la locul în care înțeapă, declanșează o reacție locală sub forma unei înroșiri, a unui edem, deci a unei inflamări locale, care poate să dureze în mod variabil, în funcție de individualitatea fiecăruia, de la 2-3 minute până la 3 ore. Se știe că, din punct de vedere medical, de fapt, se produce o apariție a celor 4 elemente caracteristice ale unei reacții inflamatorii locale, cunoscute de pe vremea lui Hipocrat, respectiv tumor, calor, rubor, dolor, ca o reacție la antigenul din veninul de albine. Aceasta înseamnă tumefacție, încălzire locală, înroșire și durere. Ori sunt toate la un loc? Aceste reacții apar toate la un loc? Da, apar la nivel local, acolo unde se produce introducerea acului de către albină. Și împreună? Deci la aceeași persoană? Toate aceste reacții sunt manifestări locale, la înțepătură. Ori tocmai acest lucru va determina stimularea sistemului imunitar, și aceasta se pare că este una dintre cauzele pentru care acest venin de albine are efecte terapeutice. O altă explicație a efectului veninului de albine ar fi reprezentat de reacția de stres pe care apare tot la nivel local ca urmare a înțepăturii albinei, care va determina producerea de cortizon la nivelul organismului celui înțepat. De asemenea,
În venin, albina are o serie de substanțe histamino-reglatoare care vor schimba imunitatea subiectului, receptivitatea sa. De exemplu, aș putea să spun că există un caz rămas în istorie referitor la un subiect, deci o persoană care a fost înțepată o singură dată de 50 de viespi în mod concomitent și în sângele căruia au apărut acei anticorpi pe care noi îi numim imunoglobuline, mai precis imunoglobulinele E, care apar ca o reacție la agresiunea și toxicitatea produsă de antigenul din veninul de albine. Acea cantitate de imunoglobuline a fost într-o producție atât de mare și s-a păstrat pe parcursul a 2 ani. De altfel, apicultorii știu că în urma înțepăturilor pe care apar accidental pe parcursul exercitării activității respective de către aceștia, cercetătorii au încercat să determine și au constatat că și în sângele lor aceste imunoglobuline E apar în proporții mai mari pe parcursul primelor 3 săptămâni ale activităților de început, urmând ca această producție și această cantitate să descrească progresiv ca urmare a desensibilizării spontane care se va produce. Și la ce sunt buni acești anticorpi care se produc în urma Deci anticorpii sunt niște substanțe produse de organismul celui care este înțepat și acestea, de fapt, reprezintă niște, sunt produse de niște celule speciale sanguine, numite mastocite, limfocite T și B, pentru că toxina, sau mai exact, mai multe toxine, că o să vorbesc eu la compoziție, toxine pe care le conține veninul de albine, reprezintă antigen, deci o substanță care declanșează în mod normal o reacție de răspuns, de apărare din partea organismului nostru, care constă în producerea acestor anticorpi, numiți imunoglobuline. Eu aș vrea să înțeleg la ce ne folosesc mai degrabă, că ne-ați dat o denumire științifică, imunoglobuline de tip E, parcă, din câte am reținut. Da. Și cam la ce ne ajută? Ne ajută la anumite boli severe, deci sunt mai importante decât alți anticorpi sau la anumite boli? Da, deci ele fac parte din reacție de apărare sistemică a organismului uman la anumite agresiuni din exterior, cum este cea reprezentată de toxicitatea, substanțele toxice din acest venin de albine. Deci, în primul rând, la venin fac apărare pe viitor. Deci vor fi imuni acești oameni înțepați. Da, categoric. Am înțeles. Cam câte înțepături poate suporta un om? Înțepături de albine? Da, este foarte bună întrebarea. Sigur că înțepătura produsă de o singură albină, de regulă, nu prea poate decât în cazuri extreme să producă decesul persoanei înțepate. Adică, dacă persoana este înțepată la baza limbii, prin aspirarea albinei în cavitatea bucală sau prin ingerarea unui fruct pe care se află sau în care se află o albină, atunci se va produce un edem care va determina blocarea căilor respiratorii prin sufocare. Iar sufocarea, în ceea ce privește viteza în care se produce această sufocare, este variabilă. Ea se întâmplă cam între 2 și 30 de minute. Foarte repede. Deci foarte repede, dar trebuie să mai spunem ceva, că această reacție locală este urmată și de o reacție generală a organismului, care constă dintr-o serie, apariția unor manifestări, gen
urticarie, edem difuz, dureri de cap, vertij, deci amețeală, crampe abdominale, vomismente, tulburări ale ritmului cardiac și respirator. Asta în și aceasta este iarăși viteza în care se produc aceste manifestări sistemice, deci generale, este de asemenea variabilă, așa că am în jumătate din cazuri se produce până într-o oră, iar în cealaltă jumătate din cazuri cam până la 6 ore, ambele putând declanșa decesul persoanei respective. Asta vreau să vă întreb, indiferent dacă persoana este sau nu alergică la înțepătură în general, deci faptul că este înțepată în cavitatea bucală este un pericol la baza limbii, da. Pentru toată lumea? Da. Deci indiferent dacă suntem deci sau nu? Deci numai în situația aceasta se poate declanșa decesul produs de o singură înțepătură de albină. De altfel, decesul, că mi-a spus o întrebare și pot să vă răspund, ca să se producă la o persoană cu reactivitate normală la veninul de albine, ar trebui să fie înțepat cam de 500 de albine deodată. Ceea ce este destul de puțin probabil. Da. Doar să fim atenți atunci când mâncăm. La urma urmei, albinele se ascund și în fructe și în struguri, le mai găsim, mai ales viespile, le putem găsi când mâncăm, să fim atenți pentru că este periculos. Dar tot aș vrea să fac o precizare, că spre deosebire de viespe, albina are un ac cu o structură mai specială care nu îi permite ca să și-l mai scoată din locul de inoculare, respectiv din pielea celui care este înțepat. Ea se sacrifică prin aceasta pentru că îi se rupe partea abdominală posterioară și va deceda ulterior, dar aceasta este arma cu ajutorul căreia această specie reușește să se apere și să supraviețuiască. Dar să mai spunem că albina, de regulă, nu este agresivă. Ea atacă numai atunci când este la rândul ei atacată, când se află în pericol și, de regulă, să precizăm că atacă persoanele care sunt mai agitate, care se îmbracă în culori mai vii sau tari, care transpiră abundent sau sunt prea profund sau mult parfumate. Deci chiar dacă noi nu avem intenții negative față de o albină, nu vrem să o omorâm, dar ea poate dezvolta o reacție agresivă noi față de stimul, noi. Sigur că și ele le percep ca pe un pericol. Și ați spus că ea își lasă acul în momentul în care înțeapă. Este periculos pentru om acest lucru, dacă ne rămâne acul? Da, de obicei este bine să ne prezentăm undeva, să ni se scoată sau să scoatem noi acul cu o pensetă. Înainte să ne povestiți despre reacțiile pe care le pot avea oamenii alergici, că sunt efectiv care sunt alergici bine de tot la înțepătura de albine, aș vrea să ne vorbiți despre compoziția acestui venin de albine, că este o substanță interesantă, cam periculos sună pentru noi oamenii. Da. Veninul de albine este o substanță foarte complexă, reprezentând din compoziția sa 88% apă, dar el conține așa proteine și peptide toxice, dintre care melitina, care va determina o contracție și o paralizie a musculaturii somatice și a musculaturii netede viscerale, inclusiv a miocardului. De asemenea, conține apamina, o altă substanță toxică care blochează canalele de calciu și fosfor din creier, imunosupresând motoneuronii spinali. Mai conține 3 amine fiziologic active, respectiv histamina, dopamina și noradrenalina. Conține 5 enzime, dintre care mai importante sunt fosfolipaza 2, care este alergenul major din veninul de albine, și hialuronidaza. Mai conține 2 aminoacizi, cisteina
și metionina, care determină producerea de cortizon natural de către suprarenal a celui care este înțepat, și de aici apare și efectul acela împotriva afecțiunilor reumatismale a veninului de albine. Dar în compoziția acestuia mai întâlnim zaharuri, respectiv fructoză și fructoză și glucoză, mai întâlnim fosfolipide, săruri minerale și substanțe volatile. În total, 18 componente farmacologic active. Și mă gândesc că reacțiile alergice sunt la o parte din, mi-ați și enumerat niște substanțe, unele toxice, altele nu neapărat, și reacțiile alergice ale oamenilor vin datorită unora dintre ele. Și aș vrea să știu cam cum se manifestă aceste reacții, pentru ca să putem să recunoaștem că avem o problemă și să ajungem acolo unde trebuie, să cerem ajutor. Da. Reacția alergică locală, eu am spus că constă din apariția acelor manifestări, respectiv tumefacție locală, edemă, înroșire locală, deci, dar aceasta este urmată imediat, la câteva minute, de apariția acelor manifestări generale, care constau din acele dureri de cap, amețeli, vomismente, care culminează cu tahicardii și disnee, deci tulburări respiratorii și cardiace severe. Poate omul care prezintă aceste reacții, aceste manifestări, să-și facă singur ceva sau să-și administreze singur un prim ajutor, sau trebuie neapărat să meargă la medic? Păi dacă reacționează în mod violent, atunci e bine să se prezinte într-un loc unde să găsească un cadru specializat care să-i acorde prim ajutor. Și ce se întâmplă efectiv? Ce îi se întâmplă? Ce îi se face lui, unui om înțepat cu reacții păi, severe? Dacă el nu are toleranță la acel venin de albine, poate să-i se declanșeze inclusiv decesul, dar nu se așteaptă. Există un interval, am și precizat, de câteva minute până la ore în care se poate prezenta și își poate rezolva această problemă. Iar medicul, dacă se prezintă la un medic în timp util, îi administrează ceva, un medicament? Da, este un tratament specific pentru asemenea situații. Cum arată veninul de albine și cum sub ce formă se poate el administra? Da. În ceea ce privește modul de administrare, aici avem în primul rând terapia considerată standard, respectiv înțepătura cu albina în mod direct pe tegument. Ori aici există o anumită tehnică, putem să spunem o poveste scurtă, cum se procedează ca să fie corect. Se iau albinele, se pun într-o cușculiță de o anumită dimensiune, de unde vor fi extrase una după alta într-un borcanel de sticlă acoperit cu un capac din carton, în care se introduce o bucată de vată pe care se aplică puțin cloroform, care este un anestezic. În contact cu vaporii de cloroform, albina amețește, va cădea pe fundul borcanelului de sticlă și își va contracta în mod spontan abdomenul, va scoate acul și va rămâne nemișcată. Acum este momentul în care cel care dorește să facă terapia o va prinde fără niciun fel de risc de aripioare și îi va poziționa acul pe suprafața pielii pacientului, pe zona afectată, acolo unde se dorește, moment în care puțin albina se dezmeticește cam într-un minuțel, așa, ea va înfige acul în mod spontan în piele, dar nu foarte profund,
se lasă albina să-și revină, cam în 3-4 minute, ea începe să se zbată, dar prin această atitudine nu face decât să acul să pătrundă mai profund în tegument și acum este momentul în care se smulge albina, rămânând acul cu sacul de venin în pielea pacientului, se mai lasă acolo 3-4 minute pentru ca să-și facă efectul acest venin, după care se extrage acul cu ajutorul unei pensete. Dar prin acest procedeu, albina este sacrificată și se pot face cam 20-25 de injectări de acest tip pe o ședință. Deci avem nevoie de vreo 20-25 de albine. Maxim un. Da. Știți, dar pentru că aplicațiile respective sunt variabile în funcție de afecțiune și de individualitatea cazului. Oricum este destul de riscant. Cine face asemenea terapii? Cineva? Un apicultor? Sau? Nu, deci categoric aceasta este o terapie care trebuie aplicată doar de un medic care are competența necesară. Deci se practică, din câte știți dumneavoastră, cam cât de des se practică această terapie? Din păcate, chiar și la nivel național, sunt foarte puțini care au condițiile necesare, pentru că, din păcate, aici trebuie să ai și un cadru în cadrul căruia să poți să aplici această terapie. Și mai trebuie să ai subiecți care să dorească acest tip de terapie. Ori mulți din cei care ne ascultă, probabil însăși gândul că ar putea să li se aplice aceste înțepături în mod direct, nu le place, dar să știți că există posibilitatea ca în prealabil de a se aplica această înțepătură albinei să se facă o injectare cu un anestezic, gen procaină, și pe papula cu procaină să se poată inocula ulterior veninul respectiv. Deci ei să nu simtă efectiv durerea, exact, când sunt înțepați. Bineînțeles, înainte trebuie să se testeze alergia persoanei, gradul de alergie a persoanei respective și toleranța la acel anestezic numit procaină și de asemenea la veninul de albina. Și se testează efectiv tot printr-o înțepătură sau cum se testează alergia la venin? Da. Deci tot așa, se inoculează o cantitate mică de venin și se așteaptă câteva minute pentru a se observa dacă apar acele reacții locale și sistemice de care pe care le-am precizat anterior. Dar veninul se și colectează, nu? Apicultorii colectează în felul lor, ei știu mai bine cum. Aceasta este o formă de administrare. Da, mă gândesc că există și altă formă. Sigur, sunt mai multe forme de administrare a veninului de albine. Deci o altă formă care este standardizată și care este de fapt terapia propriu-zisă este cea prin injectarea veninului de albine, care este soluția respectivă, este produsă din venin de albine pur și acesta este un produs homeopatic care se administrează intradermic, adică între straturile pielii, sau subcutanat, adică sub piele. Și tocmai pentru se face așa, tocmai pentru a se imita înțepătura albinei. Și mă gândesc că dozele trebuie foarte bine calculate acolo. Totuși e vorba de un venin. O altă formă de administrare a veninului de albine este sub formă de unguente sau creme, cu diverse denumiri în funcție de țara în care se produce acel produs. La noi se numește Apireven și se poate aplica, bineînțeles, în boli reumatismale. Să dăm așa un exemplu, de exemplu, în poliartrita reumatoidă se aplică această cremă, acest unguent, timp de 4-5 zile, cu pauze de 2-3 zile. Dar, de asemenea, se pot utiliza cu succes și în flebite, în troboflebite, în loboșciatică, acest tip de administrare. Apiacupunctura, o altă metodă prin care se combină terapia aceasta cu venin de albine cu acupunctură, adică fie se utilizează aceste înțepături ale albinelor puse în mod direct pe puncte de meridiane de acupunctură, ori se fac injectări cu venin de albine tot pe acele puncte de acupunctură în funcție de afecțiunea pe care dorim să
o tratăm. De asemenea, o altă formă de administrare a veninului de albine este prin combinarea cu proceduri fizioterapice. De exemplu, ionoforeză. Aici se produce administrarea unui medicament, în acest caz a veninului de albine, se trece prin derm cu ajutorul unor curentului prin electrozi. Este o metodă care câștigă din ce în ce mai mult teren în zilele noastre, pentru că exclude traumatizarea persoanei prin înlăturarea acelor, pe de o parte, și pe de altă parte nu mai există pericolul acelor infecții localizate care pot să apară de asemenea prin injectarea în mod direct. Se mai poate folosi combinarea veninului de albine cu ultrasunete, fonoforeză se numește, de asemenea cu climatoterapie, respectiv cu factori balneoclimaterici și cu termoterapie. Deci există tot felul de combinații ale acestui tip de tratament apiterapic cu alte tipuri de terapii. Doar că ne-ați enumerat niște tipuri de terapii de care n-am mai auzit până acum la celelalte produse. Stau să mă gândesc că cantitatea sau sumedenia de boli pe care le poate trata este una foarte mare, poate chiar mai mare decât la celelalte despre care am vorbit deja. Da, acest venin de albine are o multitudine de efecte terapeutice, de la efectul antiinflamator și antialgic împotriva durerilor, până la combaterea crampelor musculare. Are un efect hipotensor, cardiotonic, de asemenea antiaritmic, are efect pe destimularea sistemului imunitar prin creșterea activității hipofizo-supra-renaliene, de asemenea are o acțiune radioprotectoare, are un efect inhibitor în unele hipertiroidii, un efect de stimulare în funcțiilor foliculinice și influențează mecanismele diabetului zaharat, respectiv scade nivelul glucozei, colesterolului și fosforului din sânge, ceea ce înseamnă că este foarte util chiar și în ateroscleroză. Ați putea să ne enumerați câteva boli, mai multe, eu cred că sunt multe de tot, să ne le spuneți. Dar în ceea ce privește indicațiile terapeutice, aici, în primul rând, trebuie să facem referire la afecțiunile reumatismale, gen artrite deformante cronice, spondilită anchilopoietică, reumatism cardioarticular acut, dar este util și în cardiopatii și miopatii. Și în acestea se produce o creștere a nivelului de colesterol, care este combătut de acest venin de albine și implicit se poate face prevenție chiar și infarctul de miocard. De asemenea, este util în afecțiuni ale sistemului nervos periferic, respectiv radiculite rombosacrate, nevrite, adică inflamații ale unor nervi, cum este nervul sciatic, femural, facial, dar este util și în boli ale sistemului nervos central mai grave, cum este boala Parkinson, în scleroza multiplă. De asemenea, este foarte bun în dermatologie, în ulcerații trofice și plăci atone, în psoriazis, eczeme, în dermite. De asemenea, în vasculopatiile cronice, gen tromboflebită fără supurații, endarterite, afecțiuni aterosclerotice ale vaselor periferice. Este util în oftalmologie, în irite, în iridociclite. De asemenea, este util în afecțiuni alergice, gen urticarie și astm bronșic. În unele tulburări endocrine, hipertiroidism, unele forme, în tireotoxicoză de gradul 1 sau 2, de asemenea în hiperestrogenism, de asemenea este util și în unele boli virale, gen gripă, zona zoster,
în sindromul Menier, în unele tumori, în special ale pielii, poate fi util în entorse, contuzii și de asemenea în boli vasculare degenerative, iar o aplicație importantă respectiv în arteriopatia obliterantă, când prin aplicarea veninului se remit rapid și spontan acele episoade de claudicație intermitentă. În ceea ce privește contraindicațiile, că trebuie să spunem că fiind un produs care are toxicitate, are și contraindicații. Și anume, în primul rând este idiosincrazia la veninul de albine. Ce este aceasta? Avem subiecți care numai la gândul că mergem la un tratament cu înțepături, indiferent că sunt cu albine directe sau prin injectări, deci injecții, resping însă ideea respectivă. Deci intră, fac un atac de panică și aceste persoane au contraindicație în aplicarea acestei terapii. Dar să vorbim despre cele reale, respectiv contraindicațiile importante sunt în boli infecțioase, gen tuberculoză activă, în sifilis, gonoree, de asemenea în boli digestive, gen gastrite, colite, ulcer gastric duodenal cu hemoragii, deci cu sângerări, de asemenea în afecțiuni renale, nevrite și alte boli renale care de asemenea sunt cu hematurie, deci tot cu sânge în urină. De asemenea, în boli endocrine, cum este boala Addison, în diabetul zaharat insulinodependent. De asemenea, este contraindicat la femeile care au disfuncții ovariene, fibrom uterin. Și nu în ultimul rând, aș spune că și la persoanele care fac tratament antihipertensiv cu beta-blocante. Deci nu este ușor să te tratezi cu veninul de albine, având și multe contraindicații, având și substanțe toxice pe care le conține. Și de aceea mă gândesc că, spre deosebire de propolis despre care am vorbit data trecută și ne-ați spus că putem să-l folosim și profilactic, deci să putem face o cură sau chiar două pe an, ca prevenirea anumitor boli, mă gândesc că în cazul veninului nu este neapărat de... Nu, tocmai am să vă contrazic și am să spun așa ca o concluzie, că pe lângă aceste efecte terapeutice pe care are, pentru că veninul de albine chiar este un medicament dintre produsele stupului, foarte important, se poate folosi și preventiv, de exemplu. Vreau să văd cine are curajul. Sportivii de performanță. Pentru a ajunge acolo, eu cunosc cazuri de sportivi care folosesc preventiv această apiterapie. De asemenea, trebuie să știți că veninul de albine crește longevitatea. Iată de ce apicultorii chiar sunt longevivi. Și să mai spunem că tocmai tot apicultorii, pentru că sunt mușcați accidental pe parcursul anilor prin activitatea pe care o desfășoară, devin imuni la bolile reumatismale, la bolile canceroase și foarte rar fac infecții virale gen gripa. Doamna doctor, vă mulțumim că ne-ați oferit informații de folos, ca de obicei. Să sperăm că ați îndemnat cu folos pe cei care ne urmăresc să folosească și această terapie. La urma urmei, este un medicament, face bine la o grămadă de afecțiuni. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, de data aceasta cu teme noi, cu informații noi, desigur pregătite de doamna doctor special pentru dumneavoastră. Rămâneți cu bine!